Servus, Vagule. Știu că ți-am făcut rezervare la primul tren care pleacă din Cluj spre Viena. Cred că face vreo 10 ore până acolo și... Na, sper să, te... să nu vă plictiți, da? Îți convins și eu că o să ai destul timp să găsești niște povești interesante din tot tren. Ok, te sun când ajungi. Mulțumim. Știi ce mi se pare ciudat la trenul ăsta? E prima dată, probabil în ultima sută de ani, când Clujul e legat de capitala istorică de Viena și în loc să fie plin ochi, în loc ca CFR-ul să fi făcut o chestie extraordinară din acest eveniment, e gol, aproape gol-goluț, arată destul de trist toată povestea asta cu primul tren Transilvania care leagă Clujul de Viena și nu știu dacă, având în vedere prețul și timpul, dacă ruta asta va avea vreodată succes. Nu dau seama nici cum funcționează apa asta. Apeși, te speli, dar se termina. E incredibil. N-ai cum să scoți hârtie. Ziua. Bună ziua! De liber, domnul? Am să iau și eu loc, domnul? Da, sigur. Mulțumesc frumos! Bună, Florin! Ce? Doamne ajută! Ce faceți? Unde mergeți? Ia uite că merg, mă duc la, până la Viena. La Viena? Da, la Viena mă duc. Acolo am niște familii, niște neamuri pe acolo. Mă duc la lucru, să lucrez. Că suntem nevoi de lucru. Și știi cum este, că nu suntem bine în finanța. Și vine sărbătoare. Și nu suntem mult în Occident, în Europa, nu stăm prea mult. Dar e problema că să fim și noi cât mai curând acasă, de sărbători. Stăm câteva zile și ne întoarcem înapoi, cât mai curând. Nu? Am o rugăminte, vă rog frumos. Credeți în Dumnezeu? Sunt așa, oarecum, între. Cum adică sunt? Sunt botezat creștin, dar... Nu prea mai cred în biserică. Cum îmi pare că nu credeți în Dumnezeu? Adică? Cum îmi pare așa că credeți în Dumnezeu? Cum credeți? În Iova sau în Dumnezeu? E vreo diferență între Iova și Dumnezeu? Da. Că este legia ortodox și Iehova Martul și pe creștinii și pentecostal. Dar nu prea știu mare lucru despre religia, așa, nu...
Am fost botezat ortodox, dar mai mult n-aș putea să vă spun. Da, înțeleg. Dar umblați la biserică. În ultima vreme mai puțin, dar am fost. Când eram mai tânăr. Și familia dumneavoastră, din familia, face parte? Adică, în ce familie? Din ortodox sau din Nohova, Marto? Familia mea e creștin-ortodoxă, da. Creștin-ortodox. Am fost botezat creștin-ortodox, da. Dumnezeu să le binecuvânteze. Mulțumesc dumneavoastră. Eu m-am botezat în Irlanda, din 2001. Acolo au fost niște frați care au fost chemați de Dumnezeu și am slujit pe Dumnezeu în vremea și un timp. Și iarăși, că am fost rătăcit și am fost și pierdut. Că dacă omul nu este cum se cade, cum se putin să nu se greșește în fața Domnului, că lumea, pe cea lumea asta, diavolul are putere să facă orice rău pentru oameni. Se aduce la, nu se aduce la bine, se aduce mai la rău. Dar un Dumnezeu există că nu lasă pe cei copii, nu se lasă niciodată. Cei care au fost mântuiți prin Fiul, prin Duhul Sfânt Dumnezeu, ne cheamă la biseria Lui. Frate meu, vreți să facem o rugăciune în numele Domnului, în numele Fiul, în numele Sfânt? Facem o rugăciune. Aici, în tren? Un tren aici. Așa cum ne aflăm aici, în trenul ăsta, Dumnezeu este prezent aici, în mijlocul nostru. Așa cum se facem cu voia Lui. Și ne rugăm. Cum mă rog, eu așa te rog și tu după mine. Nu strigăm... Dacă mi-arătați, fac, dar n-am mai făcut de mult. Eu o să vă arăt o faza aceasta. Și eu cred că nu e rușine aceasta să facem rugăciunea aceasta. Și să ne chinem noi, înaintea Lui, pe genunchi. Stăm în genunchi. Sau... Stăm în genunchi aici? Da. Sau dacă vrei, cum vrei tu. Cum... Nu. Păi cum? Eu de obicei așa mă rog, acasă. În genunchi? În genunchi, da. Aici? Aici. Ok. Și cum stăm? Stăm așa? Da, stăm așa, în fața Dumnezeu. Trebuie să zic după dumneavoastră? Da. Așa cum suntem în fața Ta, venim înaintea Ta, Doamne, acel care Tu ne cunoști și ne știi. Tu cunoști, Doamne, starea noastră, tristarea noastră, Tu cunoști planul, dorința și gândul. Dar noi avem nevoie de Tine, Doamne. Tu ne cunoști pe care fie în parte. Tu cunoști pe acel frate, Doamne. În numele Tău, în numele Fiul și în numele Sfânt. Și Tu să ai milă de el, Doamne, și Tu să lucrești în cortul dreptului, Doamne. Te rog să-i binecuvânti frațului, surorului, mama lui, tatălui. Și te rog, Doamne, să-i pui Tu mâna Ta peste el, Doamne, și peste acel suflet, Doamne. Te rog să ne asculti în ziua de astăzi. Ne rugăm, Doamne, să facem voia Ta și să stăm cât mai apropii de Tine, Doamne. Și să vii Tu, Doamne, în ajutorul nostru, Doamne. Și te rog să lași Tu mila și mâna Ta peste noi, Doamne. Așa cum suntem în fața Ta, Doamne. Noi suntem păcătoși, Doamne. Și eu cred că Tu ești prezența în inima noastră și ești în mijlocul nostru, Doamne, pe acest tren, că ne călătorim în numele Tău și numele Fiul și numele Sfânt. Și aș doresc, Doamne, ca în vremea aceasta, ca timpul aceasta, Doamne, să lași Tu, Doamne, mila și mâna Ta în această dimineață peste noi, Doamne, și să fim păziți de orice rău, de orice necaz, de orice greutate, de orice tâmplare, de orice cercare, de orice suferință. Și dorim, Doamne, ca Tu să ne dai înțelepciune, să înțelegem cuvântul și lucrarea Ta, că Tu ești Fiul Dumnezeu, Tu poți să ne salvești pe noi, Doamne, și, Doamne, Tu poți să fii Tu prezența aici, unde ne rugăm noi, Doamne, unde unul, sunt doi, Doamne, în numele Tău, în numele Fiul și în numele Sfânt. Trăiască Duhul Sfânt Dumnezeu în această dimineață. Nici nu știu ce să cred. Genul ăsta de personaje le întâlnești o dată în viață, dacă ai noroc. Habar n-am, nu știu dacă e un impostor, dacă e pe bune, dacă e nebun, dar cred că nici nu contează ce e până la urmă. Pur și simplu, e unul dintre acei oameni cu povești de viață absolut incredibile.
Avem nevoie de tine, Doamne, să stăm viața noastră, să te slăvim, să te preamărim, să te preanățăm, să te preiubim și dorim ca Domnul și Mântuitor să faci Tu, Doamne, lucrarea noastră, să faci Tu lucrarea în viața noastră, să vină ajutorul nostru, Doamne, și lasă-o prinde mângâiere și prinde milă de noi și de acest om, Doamne, care m-a întâlnit cu el, Doamne, pe acest trei, Doamne. Doamne, scoate-l din necazul și din poara și din tristarea și adu-l, Doamne, pe acest suflet, da, la mântuirea Ta. Nu sunt în necaz și în boală. Nu, nu. Eu doresc ca toată Dumnezeu să-și pune mâna peste voi și peste mine. Dumnezeu să-și vindecă orice bolnav. Așa este voia Domnului. Dacă ești bolnav, dacă nu ești bolnav, spune lui Domnul Dumnezeu să-și pună mâna Ta pe tine. Și dacă nu, Dumnezeu să te binecuvântă pe unde mergi. În numele Tău, în numele Fiului. Ce faci, Barbule? Cum au fost orele de pe tren? Cred că 10 ai făcut, așa-i? Nu te-am prins, dar cred că ar trebui să fii ajuns la Viena. Așa că te-am sunat să zic că ți-am rezervat o cameră la un hotel aproape de Muzeul Torturii, dacă ajungeți în timp. Și mâine la 10 te întâlnești, dar la fix, te rog, cu un tip pe nume Filip, care o să-ți explice totul despre pasiunea austriecilor pentru tortură. Îți sugerez să nu ieși în seara asta, nu faci stâmpenii, că mâine ai o zi plină. Mi-a o zi bine. Te pup, noapte bună! Hi, Mircea. I'm doing fine. How are you? I'm good, thank you. How was your trip here? It was good. It was good. I took the train, nice. 10 hours. Mm-hmm. It was intense. Coming from Cluj. From Cluj, yes, yes. Nice. So this is the torture museum. Yes, it is the history of torture down here. And it is a very special museum because right now we are in a bomb shelter from the Second World War. So it's not very common you get to see a bomb shelter like this. And wow. So we thought we put our museum down here, teach you something about the history of torture. Cool, I'm really looking forward to it. Yeah, let's do it. So this was a bomb shelter. People would come here. Yes, the whole area was a bomb shelter for like 300 people. And maybe you hear the sirens. Oh yeah. When the citizens of Vienna heard it, they knew now we have like 20 to 30 minutes, get down here as quick as possible. And then bombs start dropping and people were forced to stay down here. And it's like horrible to imagine your house falling apart. Yeah, I can friends imagine. Friends and family. So maybe nice dying, to start but a museum with a yes, but history can be cruel and especially torture is, so we have to deal with the hard facts here. Tell me something, why are Austrians into this whole idea of torture? Is there something specific to Austrians or to this part of Europe? Or I would not like to say it's especially the Austrians. Maybe it's part of the Austro-Hungarian Empire, because an empire is always based on force and law can be brutal. But of course, maybe in Romania you know Vlad. Oh yeah, yeah. I mean, we should have a torture museum based yeah, on Vlad. You could do a museum about him, Vlad the Impaler, you know. It was also common in Vienna to impale people on a stick, but... Well, next time we bring Vlad the Impaler to yeah. your museum. Who are these guys? Yeah, these guys looking at us now are on the right-hand side, Maria Theresia. Okay. And of course his son, Joseph II. And they did a bunch of reforms and they tried to unify their hegemony. And Maria Theresia abolished torture. Okay. And Joseph II abolished the death penalty. But well, quite progressive, guys. Progressive for that time, but maybe too progressive 8 years later. Franz the First, he reintroduced the death penalty again. I see. Again, so he said it's not fun without the torture. No, let's put it back no, in. No, no. They thought let's do that again because it's good fun. Yeah. Pare foarte șocant să te uiți la muzeul ăsta și să te gândești că lucrurile astea se întâmplau acum câteva sute de ani. Adică da, e distractiv, e interesant să vii aici, să râzi, să te amuzi, să faci o poză, dar de fapt lucrurile astea au fost foarte reale și ceea ce e mai grav e că multe din aceste chestii sunt încă astăzi se întâmplă astăzi în multe locuri de pe planetă, adică în Siria, în Irak, lucrurile astea sunt la ordinea zilei, nu sunt de domeniul trecutului.
și chiar și în România comunistă. Mie îmi povesteau oamenii că erau torturați de securitate, erau bătuți, deci nici România nu e foarte departe de un muzeu al torturii. Ar trebui chiar să avem un muzeu al torturii în România. Probabil că am avea suficiente instrumente și suficient de creativitate, cred că a avut poporul român, să o punem de muzeu. But aside the jokes, torture wasn't perceived as something bad, was it? No. Torture was a normal day-to-day part of everyone's life. It was a normal way. It wasn't shocking to impose the law, because it was considered. Here we see a courtroom. We have the judge in the middle and the poor woman to the left, and she's being persecuted. And the judges back then thought, if she won't confess by herself, well, we're gonna have to use some force. And then she was brought to the nearest prison, and in the cellar of the prison, they proceeded with the torture. And there were four stages of torture, and here we already see the harshest and the hardest state. It's the fourth one. That's called pendo? Yeah, the pendulum. And yeah, you see the torturer. Is pulling the person up to the ceiling. He has a really blank stare on his face. Like, yeah, I mean, were torturers? Many of them were alcoholics. Really? They often had problems with that job. Of course, you have to be sadistic to do that job. But they are also human, and many of them only did it drunk, and there was no other way for them to cope with that kind of job. And were they getting paid decent salaries? Were In the Middle Ages, they were paid per execution. So, based on commission. Based on commission, yeah. And they also had to pay for their own axe, you know, or their own sword. So bring your own tools, bring type your of own joke. Tools. Yeah, I mean, all they right. had to hustle. And then in the 13th century, they were. This looks like the CIA Guantanamo. And now I guess this is actually very close to waterboarding. Yeah. Yeah. And you see the funnel and the executioner. He put some water, but not only water, in the mouth of the guy. Also urine and really dirty water. Un alt lucru care mă surprinde și care m-a făcut să-mi dau seama cum a evoluat tortura, că ea de fapt n-a dispărut, a evoluat, e că dacă acum câteva sute de ani în partea asta de Europa se întâmpla în spațiu public și era acceptată, astăzi ea se întâmplă după uși închise. Uită-te la jurnalistul saudit, practic disecat, tăiat cu fierăstrăul într-o ambasadă. Câți alții jurnaliști sau activiști pentru drepturile omului nu dispar în China, în tot felul de țări din astea unde drepturile omului nu înseamnă mare lucru. E interesant să vezi că tortura de fapt n-a dispărut, ea a evoluat și s-a ascuns pe după perdea. Și statele încă practică tortură. Sunt multe state în care chestiile astea se întâmplă frecvent, nu mă miră. Și atât că nu și-l asumă niciodată. Da, nu și-l asumă. Da. Și e interesantă precizia torturii. Este probabil una dintre apanajele speciei noastre în care am aplicat o precizie matematică. Dacă te gândești, exista un ghid cum să torturezi. Oamenii aplicau niște metode. Metoda torturii în sine e incredibil de interesant. Să-ți dai seama că unii stăteau zile, nopți, luni de zile să inventeze un aparat de tortură, să-l măsoare, să vadă ce eficiență are, să măsoare frânghia cu care erau spânzurați. E absolut incredibil. I mean, you have to give it to them. When it comes to torture, they were creative. Like, Someone actually thought about this, like the shins and the shackles and everything. I mean, people were so creative that Maria Theresia, she had to say, you cannot do whatever you please. So she issued a codex of law, and there were those pictures in it, and they depicted what you are allowed to do because she had to reduce the fantasy concerning torture because people were getting out of hand. Yeah. Yeah, people were getting a bit too serious. E cu siguranță unul dintre cele mai interesante locuri în care am fost. Ce e surprinzător la toată chestia asta, de fapt, e creativitatea cu care oamenii au reușit să găsească noi și noi metode de a se chinui unii pe alții. E incredibil. Dacă își puneau atâta energie creativă în a face lucruri mult mai bune, era mult mai departe astăzi.
Yeah, that's the executioner of Vienna, the guy with the X. Now, I know in Cluj, in Romania, mm-hmm. the executioner lived outside the city. Yes, It the same case here in Vienna? He had a house outside the city walls? And sometimes he lived in the main prison of Vienna, but he was also excluded from society to a certain degree. For example, in church he had to sit elsewhere, in the pub he had to sit elsewhere. People did not want to talk to him or being touched by the executioner. It was considered bad luck, or it diminished your stand in society. This is the famous guillotine, isn't it? Yes, of course. We all know it from the French Revolution. It's been around earlier as well, but it's famous for 1789. It is an instrument of precision, because it will not chop off your head like when you do it with an axe. There will be a real clean cut. We have this plate here. It has around 7 kilos, another 40 kilos on top, and then it's just a clean cut. And it was invented by a doctor. Okay. And the guy was called Joseph Ignace Guillotin. So it was named after him, and the guy did not like it at all, but yeah, that's how history works. And Guillotin himself said, after being beheaded with this machine here, you just feel a light, cool breeze. I bet you do. Anca? Da, bună. Bună, Mircea, îmi pare bine. Bună, bine ați venit la Viena. Salut. Ea este Ilinca. Salut, Ilinca. Ce faci, cum ești? Bine, voi cum ați călătorit? Lung drumul, 10 lung. Ore. Oh. Un tren foarte interesant, fără prize, fără condiții. E dezamăgitor, într-un fel, că primul tren Cluj-Viena, de așa, fapt e... Așa, e primul tren direct. Da, dar e... Și nu v-a plăcut călătoria. Nu neapărat că mi-a plăcut, mă așteptam să fie un pic altfel. Am înțeles. Arată-mi puțin din Viena și spune-mi puțin de ce faceți voi aici. Noi locuim aici de 10 ani și anul trecut am hotărât să scriem puțin despre Viena și despre locurile unde am călătorit. Scriem... despre aventurile noastre înainte să avem pe Ilinca și acum încercăm să scriem și despre Viena ca o destinație child friendly. Și mulți români la Viena? Da, sunt foarte mulți și au interese foarte variate. Unii vin pentru shopping, alții vin pentru obiective turistice, alții vin pentru piața de Crăciun. Și noi încercăm să facem itinerare personalizate pentru fiecare din ei, în așa fel încât să își împartă timpul foarte bine și să nu piardă vremea căutând ceea ce îi interesează. Și noi încercăm să le oferim fiecăruia un itinerar personalizat, în așa fel încât să nu piardă timpul căutând ceea ce îi interesează. Le recomandăm restaurante undeva aproape, în funcție de buget și în funcție de preferințele culinare. Le recomandăm diferite activități. Deci e practic ca un tur și un ghid personalizat al Vienei. Exact. Și nu trebuie neapărat să se întâlnească cu noi. Noi oferim fiecărui vizitator opțiunea de a se întâlni cu noi la o ciocolată caldă, ca să îi prezentăm puțin orașul. Dar pentru cei care doresc să... nu fac acest lucru, pur și simplu le trimitem pe e-mail tot ceea ce au nevoie, un itinerar pe ore dacă au nevoie, sau le rezervăm doar biletele la concert sau pentru și activități. Și cum ți-a venit ideea de blogul ăsta? Mi-a venit, cred că din călătoriile noastre, m-am gândit ce-mi lipsea mie când mergeam într-un oraș nou și a venit foarte mult din partea... de cărți, Dream Book and Travel, partea de book din mijloc este despre cărți, pentru chiar că vreau să te întreb. Da. Dream Book and Travel. Da. Înțeleg dream, înțeleg travel, book. Book vine din felul în care planificăm noi călătoriile noastre, pentru că de obicei eu citesc foarte mult despre o destinație și după aceea încerc să-l conving pe Sinan, uite tot ce am citit, hai să mergem acolo. Și de aceea, pentru că noi facem această planificare pentru absolut fiecare destinație și
chiar și eu în Viena citim foarte mult tot ce se publică despre Viena, am zis hai să împărțim, hai să share-uim aceste cunoștințe și modul nostru de a privi călătoriile cu alții. Making today will be three chocolate bars, okay? Three chocolate bars. Yes. Before we go into the making the chocolate bars, you will just put some of the ingredients that we have around the table on this plate that we will and then use to cover your chocolate. So then you will have the chocolate that suits you the best and your flavors. You can take the plate, you can put as much as you want, anything around, you can also try whatever you want with a spoon, and then I will show you how you will make a chocolate bar on our machine. Oh, okay. I see. Sesame. Yes. Coconut. Almonds. I like almonds. How much should I put almonds? This is, think about the chocolate being as a canvas and you are the artist. So you will be covering this kind of artistically, or you will be making the amount that you like to be a lot. So whatever you prefer. Pumpkin seeds, peanuts, marshmallows. They look nice. Probably gonna be the most disgusting chocolate you'd ever see. Most disgusting? Because I put everything on it. No. There's no such thing as a disgusting chocolate, please. Oh, watch me. Especially not here. Oh, I love these. Gummy bears. Gummy bears, I love them. So how did you start this museum? And your passion for chocolate, how did it start? It started actually with the cocoa. I'm a cocoa specialist. I have a huge love for cocoa itself. I've been in that for 6, 7, maybe even more years. And then I a little bit slipped to the chocolate. I still, my first love is the cocoa, okay. And I love it. But the chocolate itself gives a little bit more creativity to do the things that you want. Also to play a little bit more with the flavors, with the shapes, with the colors. So, and I like to be a little bit creative, so this is why I have the passion for the chocolate too. So you are a chocolatier? Or I'm an expert in a broker for cocoa commodities, for the cocoa products. So my profession is actually I come from an economical background. I see. But I started 7 years ago going on as much as I could courses for becoming a chocolatier. Okay, and how long does that take? I'm guessing there are different levels or? I think that will take until end of my life, because you can only keep improving yourself, and it depends how hungry you are for the knowledge and for the new things to make. That's the, for my point of view, never ending process. Awesome. What's this? This is like a granola, this is like a wheat with a little bit of the honey around. No, it looks too healthy for me. Right. I think I'm ready. Okay. Let me just disinfect my hands. It's gotta be something. I will also ask you that you pull out a little bit your sleeves. Yep. And also take out your watch. And you can take put it here in front, the front pocket of the apron. Right. Or the back. Good. So I will ask you then to put the gloves on. And then we can start. I will quickly show you how the chocolate bar is made, and okay. Then you will do the same thing. Sounds good. Is it okay if we do the milk one? Because that's fine. The dark one is still not ready. How many types of chocolate are there? Technically, there's two. The third one is the white chocolate, which is technically not the chocolate, but we still call it like this. The three types, there are three types of the chocolate, the dark, the milk, and the white chocolate. The white chocolate. Yes. Awesome. Good.
So what I will show you is the tempering of the chocolate. That means the chocolate is a diamond, and this is why the ladies love the chocolate more even than the men. The process to be able to shape the chocolate in any form, we need to do the crystallization properly. That means we heat the chocolate here up to the 45 degrees, and then we cool it down while it's climbing up inside our machine to the 28. That means that this chocolate that is liquid here, it's colder than your body for almost 7 to 8 degrees. Yes, this way the beta crystals which are inside of the chocolate's fat line up properly, and then we have these all beautiful characteristics of, you know, when you have the chocolate that's shiny, yeah. When you snap the chocolate and you hear that sound, this is all because of the crystals inside the chocolate. They're also impacting on the smell, and also when you bite, if you ever bite the chocolate that was a little bit too dry, that means that the crystals will not line up well. Nothing will happen to you if you eat the chocolate that is not tempered well. Yeah, but it's just a good quality. Of course, of the chocolate. So what do we do here is that you will take the chocolate bar, chocolate mold. I will stop the machine, you will put it underneath. You go 1, 2, 3, and then we go 1, 2, 3, and then we go again 1, 2, 3. It's like a dance. Are you ready to make your chocolate? Yes, I am. Okay, so let's do this. Only you take your mold, hold it with the two hands. I will literally nothing else do except I will stop the first flow so that you don't. So it's the dance thing. And then the dance. So we go this one, 1, 2, 3, then this one, 1, 2, 3, and this one, 1, 2, 3. We shake. Okay. I give you the spatula. You go slowly. Just take the extra. And then every time when you remove the chocolate, you clean spatula on the corner. So that's the very important, so that the chocolate doesn't stay on the spatula, so that you have it for the next step again clean. I see. Yes. All right. Let's give it a try. Let's go. I'm ready. So the flow is go. Let's put inside. Let's go. 1, 2, 3. Take your time. Don't be hurry. It's like a dance. 1, 2, 3. Again. 1, 2, 3. And now out. Shake to see to spread the corners around. Now you're ready to take the spatula. Take your time. Don't be in hurry. Corners of the. Yes, now follow, go, go, go. Nicely, nicely, nicely. Perfect, now we clean spatula and then we clean the sides. Okay. Yes. Give it a hard angle, 90 degrees. Like this? No, like this. 90 degrees, yes. Perfect, you see how mold is clean? Yep. Now this side. Perfect, again we clean spatula and just the back side a little bit. Yes, nicely. Perfect. Awesome. Good, yeah, I can take the spatula for you. You can place your chocolate here. And please press this button to remove the air. This one. This one. Yes. Good. The chocolate is shaking. Should I tap it or anything? It's okay. Sometimes when you speed up, then you tap it here. You can also see the bubbles trying to pop on the top. Yeah. You see them. And then they just burst. I like to call them the hypnotizing chocolate volcanoes. I want to put my face into this. You are not the first person who said that. Everyone wants to put their face in. I literally want to put my face here. Just stay here for 5 minutes. It's very hypnotizing, I know. I hope no one will fall in, because then we will serve the cannibal chocolate. Good. Let's try now to add the ingredients which are ready on your plate. You can take the chocolate bars. All right. And then this you can use, I can give you the spoon, or you can do it by your hand, you can make the art. I can do it by hand. No problem. No. Yeah. It's easier, whatever who likes. I like to be artistic Good. With my chocolate. Have you seen, of course you've seen pretty much every chocolate movie there is out there. Okay. What's your favorite movie about chocolate? The movie, of course, we love, I love personally the Charlie and the Chocolate Factory. Which one? The old one or the one with I love both of them. They have both such a nice way how they are presented. The old one was for that time and that acting that's for me breathtaking. Also, I don't see it at all as a movie for the kids. No, especially from Tim Burton's part of how he did it. Yeah. Also, we have a famous movie. Again, I mean, for some reason, the Johnny Depp is always involved in the chocolate. We will try to invite him. Chocolat, of course, again, amazing movie and amazing story about the human nature and also passion for chocolate.
So I love these movies definitely that are about the chocolate, but also I love infographics about the chocolate itself. This infographics? Yes, yeah, so the people who make the stories about the chocolate in an informative short way. This is something that I really, really love. I touched it. No, it doesn't matter because it's completely okay. This is going to be the best chocolate I made because it's the only one I made. And because it's yours, I promise you, eating the chocolate that you made has something really special. It's like you are connected. Let's go a little bit too deep. So chocolate is universal. It's like... The chocolate spoken is, in all but it also countries. Has its every form of the cultures. It approaches differently. For example, the in the Norway or Sweden, they love eating the dark chocolate with the salt, with some ingredients that are not so very common in, for example, middle of the Europe or Switzerland, where there's a very milky, very always hazelnut has to be a little bit of caramel because this is the taste that they are used to. Have you got any Romanians here? So we you have. Can tell a lot of like. Romanian guests, and we are really happy for that. We are actually very surprised how many guests do we have from Romania. We think that some of the bloggers maybe post something about us, so this is the reason why you have this beautiful wave of people from Romania. We also know this for two reasons. First of all, by direct contact with our customers, and the second one is that also on our tracking of the internet, we see the people of what language they speak on their phone. So we really have a high peak. Almost 2 months we had more than 30% of the guests from Romania. Oh, that's huge. Yes, for Vienna it's really, really huge. And that means that Romania loves chocolate, or at least they discover that they like chocolate when they visit us. What kind of chocolates do Romanians like? For what I know and from when I was holding the workshop and I had the classes here, always was mostly the milk chocolate, I have to say. They're very preferable to the sweet. I think I like to say that Romanians have the sweet too. The dark chocolate is more bitter, it's more harsh, has the intense flavor of the cocoa. But from what I know, they love this sugar, milky sweetness with them. And they're always putting this very similar add-ons on the chocolate like that. Hi Ahmed, how are you? Hello, how are you? How are you? Thank you. So is this the hammam? Yeah. Okay. Sure. Bitte, kommen Sie, willkommen. Ja, bitte schön. Ja, diese hammam. So this is the hammam? Yeah. Cool. So do I need to change or? Yeah, and get the robe. In here? Yeah, here and see here. Here is the robe. Okay, so I leave my stuff here. Yeah. Okay. Ich and gebe ein Tuch und kaufe Unterhose auch. Muss. What? Ich gebe ein Tuch. Ah, okay. Okay, so yeah, like this or? Yeah. Okay, okay. Okay. Oh, okay, I'm just kidding. I'm not English. The Tuch and das Unterhose. Okay. Sleep. Slippers? Yeah, and this Tuch, nach 1-10. Okay, the towel. Nach duschen, yeah. Okay, for the shower. No. All right. Cool. Thank you. Please. Thank you.
șoaptă, dar Ilinca doarme. Sper că ți-a plăcut astăzi la Muzeul Ciocolatei. Am o surpriză pentru tine. Ca să nu pleci din Viena înainte să înveți vals, ți-am rezervat o oră de dans la cea mai prestigioasă școală din oraș. Ei te așteaptă la ora 8. Te-aș ruga să fii punctual și distracție plăcută. Yes? Hi. Hi. Sorry I'm late. No problem. My name is Mircea. Nice to meet you, Magico. I'm here for the waltz lesson. Yes. Welcome to our dance school, Elmira. Thank you. Should we get started? Yes. Okay. So you're dressed more casual than elegant, but it's okay. Okay. What's wrong with the way I'm dressed? So we have a strict dress code. I see. And usually gentlemen wear a suit. Okay. Yes, and white cuffs, white gloves. I don't have white cuffs. I had no idea about this. I didn't know that waltz is so strict, but... No problem. Okay. You can imagine you're dressed elegant in a black tie. Care e problema la felul în care sunt îmbrăcat? Anorac, blugi, bocanci. Unde e problema? Nu poți să dansezi așa? Could you tell me a little bit about waltz? Like, how did it came to Vienna? Yeah. Why is it? What's the Viennese waltz? And maybe the etiquette, like how do you approach a lady when you want to dance, and before you actually dance, if there's any rules to it? Yes. So we have more than 400 balls a year, and we can dance with everyone at balls. Okay. Yeah, you can approach to a lady and take 3 steps, right foot forward, left foot side, and close, and take a bow. And if she say yes, you can escort her with your right arm. Really? Yeah, let's try. Okay, so I'm your lady. All right, so... Right foot forward, left foot side, and close. And take a bow. So I say yes. You have to say yes? No, introduce yourself. You can tell your name. All right. My name is Mircea. Would you like to dance, or you don't ask? Yeah, you can ask. Okay. Yeah. Right, so should I bow again? Yes. All right, I'll do it again. Yes. So, I can't, like, you have to be really proper, right? Yes, with black tie or white tie. Black tie. Yes. White cuffs. Yes. Mi-am dat seama că valsul, de fapt, este un fel prin care austriecii agățau. Că asta e, de fapt, ce fac. Adică e un set de reguli din ăsta în care îți dai seama dacă celălalt te place sau nu, dacă poți să continui o relație sau nu. Într-un fel e interesant, dar e tipic pentru ei să aibă reguli pentru tot, chiar și pentru agățat. Right, left, bow. My name is Mircea, would you like to dance? Yes, pleasure. My name is Makiko. Yes, and very nice. And this is it? Yes, so lady stands always on the right side. Okay. Yeah, because ladies are ranked higher. And right side is for ranked higher. Okay. For the person who ranked higher. Oh, I like waltz already. It puts women first. Like that. Yeah. Cool. It also has a historical reason, because gentleman had a sword on his left side. Yeah. I thought that might be. Yes. I didn't think they were like that feminist. It was just practical because they had the sword on the left. Or you can remember that a woman should be on the right side, because she's always right. Oh yeah, that's an easy way to remember, yeah. On the right, because she's always right. Yes. Cool. So what's next? So you can find a nice place to dance. Okay. And we go into dance hall. So Viennese waltz, we have very close dance hall. Okay. So very close. Valsul, spre deosebire de alte dansuri și alte forme de muzică, a făcut o mare greșeală. A impus și menține aceste reguli. Uite-te la manele, de-aia manelele au foarte mare succes. Nu există reguli, nu trebuie să fii îmbrăcat în frac. Și dacă vrei să agăți pe cineva, o poți face destul de simplu, dansând manele, spre deosebire de vals. Eu cred că pe termen lung, manelele au mai multe șanse să supraviețuiască decât valsul vienez. So you escort the lady? Right. And find a nice place to dance. I think this is nice enough.
Yes. All right. Because there are so many people at balls, and it's the ballroom is very crowded. I see. So you gotta find your own space. Yes. Kind of like disco. Yes, it is. Cool. Then we take a dance hold. What's a dance hold? Dance hold. For ballroom dances, we take a closed dance hold. Your right hand is under her shoulder blade. All right. And left hand with her right hand, like this. Yes. Cool. Are you allowed to make eye contact? No. You don't make any eye contact? Not for ballroom dancing, not. So you just look? Yeah, you are the driver. You are the driver. Okay. You need to drive through the people. So you don't look at her, you look at where you're dancing. Yes. Can you talk? Yes, but the music is really loud, so maybe you can't hear. Can you ask for her phone number? Yes, I'm trying. I mean, if I'm learning this, I might as well use it. Yes, you can try. Okay, cool. Yes, of course. Right. I'm excited. I want to do this. Yes. Cool. Let's practice the steps. All right. Yeah. So in Venice waltz, you just need 6 steps. All right. Yes. So right foot, we go one step. We should do it like a little bit further. Okay. Like right here somewhere. Yeah. So with right foot, one step forward, forward, left foot to the side, then close. Kind of like the ball. Kind of like the greeting. Yes, okay. Exactly. Yeah. So second part, start with left foot, one step backward. Yes, and right foot to the side, then close. That's all. Should we do it again? Yeah, shall we try with music? Oh yeah, sure. Slowly, yeah? Right. Oh, I gotta do the whole. No, okay. You don't need to. All right. So we can take the dance hold. Ladies, come to you. And forward side, close, backward side, close, forward side, close. Yes, left foot back, side, close. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1. I'm completely lost now. Right. Right foot. And 1, 2, left, back, side, right foot forward, left foot back, right foot forward. I think this is enough for today. Yes. I got a good idea of what waltz means. Yes. So thank you so much. Probably it'll take me a few months to actually learn how to proper dance. Yes. But I got a good idea of what it means. Yeah, very nice. So what's the last step? Yeah, so after dancing, you can honor your lady for a nice dancing. After dancing, you can take a bow again. And it's her decision if she raises her hand. Her. Yeah. Okay. If she doesn't, that's it. Good night. Good night. Thank you. Right. And if she does, you can take her hand. Yeah. And now you can start to give her a hand kiss. But at first, you turn her hand. Yeah. Yes. And now she knows you want to give her a hand kiss. Oh, so you wait. Yes. So if she turns her hand and she doesn't want to? She can put it down and it will be a handshake. We're friends tonight. Yes. I see. Exactly. Cool. Yeah. Oh, so there's a whole body language gesture here. Yeah. If she does like this, it's really rude. For her? For both of us. Okay, yeah. So she will never do that? Never. A proper lady? No. Okay. Yeah, so she put it down, then it would be handshake. Yeah. And she doesn't anything, you can Turn. do hand kiss, but just pretend you don't touch.
her hand. You don't actually kiss the hand? No. Oh, okay. Otherwise, she needs to go to the bathroom to wash her hand every after hand kiss. So yeah, just makes free sense. Hand. Plus, they had gloves. Do they wear gloves? They have. Not every lady. Yeah. Okay. So it's just a pretense kiss. Yes. Okay. Yeah, let's try. Right, like turn this. Yes. Okay. Maybe cool. Slower. Slower. Yeah. All right. Yeah. I'm ready. Mm-hmm. Well, thank you for this lovely lesson. It thank was amazing to learn from you and for the dance. Thank you. Oh, it was too early. Oh. You need to wait for her. Okay. Yeah, she at first. Oh, so she extends the hand. Yes. Right. One more time. Yeah. Thank you for this dance. Thank you too. Oh, okay. We can turn. Very nice. Și foarte drăguți din partea dumneavoastră că ați rămas alături de noi pentru această ediție Focus de sărbători. Rămâneți în continuare pe NCN, urmează știri, emisiuni și interviuri de excepție.